Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. Iată că vom vedea imediat ce se ascunde în spatele cărților pentru voi. Pentru această lectură de astăzi, pentru relația voastră, să vedem ce se mai întâmplă cu aceasta, spre ce orizonturi se mai deschide, ce mai simte persoana de lângă tine, ce mai gândește aceasta în legătură cu tine, în legătură cu acest parteneriat dintre voi doi. Și să vedem prima carte, dragii mei. Da. Prima carte în etalare, iubiții mei, este acest șapte de săbi. Iată că această carte vorbește despre o perioadă destul de uh, nefastă în uh, viața partenerului tău, dragul meu sau draga mea sau partenerei tale. Uh, iată că văd că această persoană a ta uh, se simte atacată sau se simte. s-a simțit cel puțin în această perioadă care a trecut uh, uh, învinsă poate de anumite situații în viața sa. Uh, Pur și simplu văd că și-a luat uh, bocceluța, și-a luat uh, bagajul și a vrut să plece undeva cât mai departe. Uh, Iată acest, uh, acest om care pleacă și este foarte uh, aprins, are uh, pumnalul la îndemână, uh, așadar dacă îl atacă ceva va fi pe poziție. Uh, și de asemenea acest uh, corb care uh, urlă, da. Uh, acest corb care urlă poate indica o, un pericol neașteptat, un pericol uh, iminent uh, care este pe cale să se întâmple în viața acestei persoane, dacă nu este dacă nu este atent sau atentă. Uh, cu alte cuvinte, pot spune cu această carte că uh, în viața acestei persoane se întâmplă anumite lucruri în prezent, uh, lucruri de care tu nu știi pentru că uh, nu a vrut să te facă părtaș sau părtașă la aceste uh, evenimente. De ce? Pentru a te uh, ține la adăpost de lucrurile negative care se întâmplă cu viața sa. Probabil că această persoană are niște probleme, văd, este posibil și în legătură cu banii sau niște probleme la muncă, probabil că este atacat de anumiți colegi în legătură cu modul în care își face această muncă sau poate că îi se fac reproșuri și de către șefi în legătură cu modul în care muncește, probabil că trebuie să aducă câteva îmbunătățiri în legătură cu acest aspect. Da, este înconjurată această persoană de tot felul de maleficități, de tot felul de ghinioane în această perioadă. Nu reușește să-și vadă capul aproape din aceste probleme cu care se confruntă. Este foarte posibil ca, de asemenea, această persoană să fie atacată la nivel uh, spiritual. Da? Uh, este posibil să aibă anumite vrăji asupra sa. Probabil că există o persoană malefică, o persoană răutăcioasă în jurul său care are invidie pe această persoană și își revarsă toată furia, toată uh, nebunia, ca să spun așa, asupra acestei persoane. Iar această persoană chiar nu are de unde să știe, de unde se rebarsa atâta ghinion în viața sa în aceste momente. Următoarea carte, dragii mei, iată, este Regina de băte Această regină, iată, iată această carte cât de frumoasă este, ține în palma ei dreaptă un foc, o lumină. Da? Cu palma dreaptă este clar că noi vrem să răspândim, vrem să dăm mai departe această lumină, exact așa se întâmplă cu voi în această relație, dragii mei, doriți să împărtășiți ceea ce aveți mai bun în voi, doriți să eliberați această persoană de, to de toată povara pe care o duce în această, cu care se luptă în această perioadă. Bineînțeles că această persoană nu va-a putut spune despre ce este vorba ce se întâmplă în viața ei și probabil că nu o va face foarte curând. Dar ar vrea să știi următorul lucru și anume că ea este în, singura, în siguranță că se poate apăra singur sau singură de maleficitățile care sunt în viața sa. Și, mai ales că își dorește să vină în viața ta, iar tu, la rândul tău văd că vrei să aduci această vindecare. În viața acestei persoane, uh, cu, uh, cu iubirea ta pe care o îndrepți asupra ei. Uh, îți dorești ca această iubire pe care tu o simți pentru această persoană să facă lumină în viața ei și să vindece orice traumă pe care, de care are parte în uh, prezent. Uh, există foarte multă pasiune între voi, uh, foarte multă atracție și fizică, și la toate nivelurile. Uh, de personalitate, ca să spun așa. Vă exprimați această pasiune ori de, cât aveți, ori de câte ori aveți prilejul să o faceți și iată că văd că conversați foarte des, comunicați destul de bine și tu te simți cu adevărat împlinit sau împlinită cu prezența acestei persoane în viața ta aș putea spune că ești, te simți victorios sau victorioasă pentru că ai ajuns să ai în viața ta o asemenea persoană la care probabil că nu mai sperai. Este o persoană care a dovedit de multe ori că ți este loială, are foarte multe calități, are pozitivitate, dorința de a face lucrurile cât mai bine, este foarte organizată, foarte serioasă și bineînțeles că tu apreciezi la adevărata ei valoare această persoană, iar această persoană la rândul ei vrea să, îți, să te asigure de toată considerația ei. Și următoarea carte, dragii mei, iată că este regina de pentacule, din nou a ieșit și în etalarea pe care am mai făcut-o azi etalarea zilei. Regina de pentacule, dragii mei, aduce o oportunitate extraordinar de valoroasă pentru voi în viața voastră, o oportunitate care va face lumină în viața amândurora. dar mai ales în viața acestei persoane care spuneam că are o viață atât de tristă și de bătută de soartă în această perioadă. Să știți că această persoană a voastră își va găsi calea spre lumină și datorită luminii pe care dumneavoastră o revărsați înspre ea și a vindecării pe care o aduceți în viața acestei persoane cu iubirea voastră. O oportunitate neașteptată se va ivi în viața acestei persoane și probabil că este posibil să își schimbe jobul și cu această ocazie să scape de toate acele probleme care se -i viseră la locul de muncă pentru ea. De asemenea, văd că și pentru tine este posibil să apară tot felul de oportunități, de șanse de a-ți mări veniturile, de a-ți mări câștigurile în această perioadă, și vei fi foarte încântat sau încântată de, acest, de aceste șanse care ți se oferă. De asemenea văd că în relație vă merge foarte bine, șansele de stabilitate emoțională pe care le aveți, sunt, se bucură de un confort maxim în viața voastră și sunteți foarte, vă simțiți foarte bine în pielea voastră. În sfârșit aveți așa ca și cum puteți respira în voie în sfârșit după multă vreme. Următoarea carte, dragii mei, iată este acest 8 de băte. Optul de băte. Această carte, alături de șaptele de săbii, acest 8 de băte aduce vești, mesaje de la această persoană ta care îți spune în prezent că este mai bine decât a fost până acum. Că a terminat cu multe probleme din viața sa, că a reușit să iasă la lumină oarecum, că este mult mai motivat sau motivată în aceste momente să meargă înainte, că se simte foarte, foarte bine în relația cu tine, își dorește să continue această relație și poate în viitorul cât mai apropiat veți găsi o cale să fiți din ce în ce mai mult împreună. Pentru că văd că unii dintre voi sunteți la distanță unul de celălalt. Este posibil de asemenea ca unui, unii dintre voi să primiți un mesaj că această persoană va veni la voi, vă va face o vizită în această perioadă sau poate că vă trimite un dar această persoană, un dar de preț sau un dar foarte valoros la nivel sentimental pentru voi. sau poate că vă anunță în legătură cu o călătorie pe care uh, vă invită să o faceți împreună în viitorul apropiat. Da, și iată cât de frumos vine cartea îndrăgostiților, dragii mei, această carte a îndrăgostiților, să se manifeste alături de regina de băte, nici nu se putea mai frumos altfel, pentru că iată este uh, momentul să uh, dați frâu liber sentimentelor voastre uh, pe care le aveți unul pentru celălalt, pentru că nimic nu poate fi mai important într-o relație decât să menții acea stare de echilibru uh, în, între, uh, între voi și să uh, ajuți la evoluția fiecăruia dintre voi în relație. Uh, această carte a îndrăgostiților arată faptul că uh, în curând veți face poate o călătorie, un drum împreună. Poate că veți vizita o țară pe care ați dorit tot timpul să o vizitați sau vă veți îndrepta spre un ținut fantastic, feeric în această perioadă. Poate veți vizita muntele care este acoperit în unele zone cu zăpadă și vă era dor să vedeți pur și simplu această zăpadă așternută pe, pe pământ sau pe munți. Și acest peisaj feric de iarnă. Da, văd de asemenea că această drumeție pe care o veți face, acest, această călătorie, va ajuta la uh, divulgarea unor secrete dintre voi doi, uh, la uh, faptul de a aduce la lumină acele lucruri nespuse între voi uh, în ultima perioadă și cu această ocazie vă veți apropia din ce în ce mai mult. Și următoarea carte, iată, este acest valet de pentagrame alături de Regina de Pentagrame. Cărți care arată faptul că sunteți gata să vă apropiați din ce în ce mai mult și că această persoană voastră vă va face o surpriză deosebită în această perioadă. Probabil că va fi foarte romantic sau romantică în relația cu tine, și se va manifesta ca atare. Poate să-ți aducă un buchet de flori sau poate să-ți fredoneze o melodie care vă place amândurora și astfel să petreceți un timp de calitate foarte plăcut împreună. Da, să vedem și o carte din Oracol imediat. Iată că au căzut mai multe cărți, dar o să o iau pe prima. Iată că între voi se află o relație de viețe anterioare. Se pare că v-ați mai cunoscut înainte, înainte de această cunoaștere pe care o aveți, acum în această viață, unul despre celălalt. Da, dragii mei, se pare că sunteți suflete pereche, sunteți suflete gemene care veniți dintr-o altă viață uh, pentru a duce la împlinire un proces evolutiv care a început altădată. Uh, da, în acest sens, totul merge spre celul pe care vi-l propuneți și anume această evoluție pentru că nu poate exista un cel mai măreț decât acest lucru pe care viața ni-l aduce în față. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!